Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din sport. FCSB atacă în Danemarca cu o ofensivă complet schimbată. La Silkeborg este șansa lui Tavi Popescu, a lui David Niculescu sau a lui Bogdan Rusu să se afirme. Dar Nicolae Dică nu se plânge și are încredere în jucătorii săi. Ne așteaptă o partidă foarte grea, pentru că i-am analizat foarte bine pe cei de la Silkeborg. Sunt o echipă foarte bună, o echipă care practică un fotbal ofensiv, o echipă care îi place să aibă posesia mingii, care verticalizează, care joacă bine pe, și pe contraatac, o echipă cu talie, defensiv este agresiv, organizată foarte bine defensiv, în sistemul pe care îl joacă e 1-4-3-3. Dar trebuie să, să fim focusați pe acest joc, pentru că este un joc în Europa și oricine intre pe teren trebuie să dea totul pentru a scoate un rezultat pozitiv. Vor apărea din nou discuții, probabil și în funcție de rezultat, vis-a-vis de faptul că nu ați adus câteva piese importante din echipă. Vor apărea din nou discuții că vi s-a comandat de sus, dinspre patron. Cum ați lămuri lăsarea acasă? Ce să mi se comande? Că am spus în momentul când am venit la echipă că îmi doresc ca jucătorii să joace în 3-3 zile. Am făcut acest lucru, am jucat în 3-3 zile cu ei, am văzut că nu este ok, am considerat că am reușit să intrăm în grupe. După ce am intrat în grupe, am jucat cu ESAM, am făcut acest lucru, să jucăm în 3-3 zile cu aceiași jucători și am considerat că după acele jocuri, jucătorii au nevoie de odihnă. Și de asta am decis ca acești jucători să rămână acasă. Este decizia mea, eu am decis așa. Deși la Craiova subiectul fierbinte este Davis Mangea, iar patronul echipei, Mihai Rotaru, a fost bănuit că știa că fostul fundaș Răzvan Popa ar fi fost hărțuit sexual de fostul tehnician al Oltenilor și nu a spus, actualii jucători vor să liniștească spiritele cu o victorie cu FC Argeș. Mirel Rădoi scoate însă Universitatea Craiova din lupta la titlu. În mare parte, așa, foarte multe lucruri din punct de vedere ofensiv, Pitești nu are. Are puține lucruri, dar sunt foarte bine puse la punct. Va trebui să încheiem această partidă cu cele 3 puncte de partea noastră ca să putem să rămânem în continuare pe loc de play-off. Eu nu am anunțat titlul, nu o să-l anunț, decât dacă v-am spus, în ultima etapă jucăm cu el pe masă. Până atunci trebuie să fie prezența noastră în play-off obligatorie. E clar că sunt puține puncte din punctul meu de vedere pentru partidele pe care le-am disputat până acum. Puseul de hipertensiune suferit în timpul meciului cu FCSB nu îl ține pe Andrei Prepeliță departe de fotbal. Cu pastilele după el, antrenorul piteștenilor vrea să revină pe banca tehnică încă de la meciul cu Universitatea Craiova. Starea ta de sănătate în momentul de față cum este? Pentru că sunt bine. Am fost îngrijorat. Încerc să mă revin. Nu sunt 100% și pentru mine a fost așa ceva neașteptat, dar deși discutam așa cu apropiații, cu familia, cu prietenii, că nu pun la suflet unele lucruri, se pare că se acumulează în interior și organismul mai îți dă așa câteodată câte un semn. Acum sunt ok, am făcut unele investigații. Am în continuare niște dureri de cap, dar sper să treacă. Am niște pastile de la doamna doctor, dar voi sta normal, voi fi pe bancă. N-am restricții, să spun așa. FC Voluntari nu abandonează. După un început dezastros de campionat, ilfovenii scot de la Sertar rețeta cu ajutorul căreia s-au calificat în play-off în sezonul trecut. Înaintea meciului cu Mioveni, Liviu Ciobotariu trage un semnal de alarmă adversarilor din Superliga. Suntem într-o formă bună. Avem 3 jocuri consecutive în care am obținut rezultate pozitive. Sezonul trecut, în momentul în care ne-am pornit, a fost greu să ne oprească cineva. Avem ceva probleme de efectiv și aici sunt puțin îngrijorat, pentru că avem 5 jucători accidentați, 2 jucători suspendați. Cei care fac parte din lot trebuie să se ridice la nivelul celor care joacă, clar. Chiar dacă mulți dintre ei sunt tineri, de exemplu la acel joc, vom avea 8 under 21 în loc. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, rămâneți cu bine!